aud din ce în ce mai des discuții despre diferențele dintre generații. Ni le facem singuri. Ele n-ar trebui să existe. Există o lipsă majoră în societate, descoperită, iată, în momentele astea de criză. Toleranță. Îmi place să-i spun persoanei de lângă mine cât de frumoasă este. Și crede-mă, e frumoasă. Și la exterior și la interior. Nu uit lucrul ăsta. E un motor. O femeie nu poate fi mulțumită niciodată. Sau cu greu poate fi mulțumită. Dar asta e îmbucurător, pentru că ne face pe noi bărbații să luptăm mai mult pentru voi. Oleu, dacă nu i-a plăcut, ce ne facem? Te întreb, tu ai întrebări din astea? Am. Pare așa mai dur, mai... Da. Da? Nu sunt dur. Sunt dur cu cei care sunt duri cu femeile. I-aș îndemna pe oameni să-și caute vocea interioară și să o asculte cu atenție. Să se descopere pe ei, să descopere lumea. E ce poate fi mai frumos. Să fie mai buni, mai toleranți. Ăsta e raiul, cel pe care ni-l facem noi. Sau iadul, după caz. Nu e dincolo, e în noi, e lângă noi, e în lucrurile bune sau rele pe care le facem. E atât de simplu. Bună dimineața! Ne aflăm la Ine Studios. Îmi place aici, e frumos, e bine, e cald. Invitatul, jos pălăria, chapeau, cum spun francezii, Claudiu Cârțână. Ieri mi-ai spus, când a stat puțin de vorbă ca să fac așa o mică documentare și să vorbesc puțin despre interviul de astăzi, că faci mai multe lucruri. Ești voiceover. Din toate câte nimic. Din toate câte nimic. Mi-ai zis tu, am zis eu, de voie, de nevoie, și tu ai zis de voie, de plăcere. Voiceover, realizator de emisiune la Rock FM. Și voiceover, exact. Cum ai ales de ce radio? Când ai avut revelația că faci să faci... Nu am ales eu meseria, m-a ales ea pe mine. Eram în 1996, cred, eram student la Petroșani și un bun coleg și prieten, Moșu, Ancuțescu Iosif, a tras de mine să mergem la o preselecție, să înființa primul post de radio din Petroșani. Am refuzat pentru că nu credeam că mi se potrivește așa ceva, el a insistat, eu l-am întrebat de ce aș merge, pentru că ai voce. Și am zis, nu cred că am voce. Păi da, dar ai experiență cu muzica, mai pui muzică la petreceri. Îți place să faci pe DJ-ul. Și în cele din urmă am acceptat, am sacrificat un weekend, nu mai rețin exact. Am fost într-un amfiteatru uriaș, erau sute de persoane care voiau să intre la radio sau măcar cochetau cu ideea și în cele din urmă am intrat, am fost pe lista celor care au fost admiși. Și Moșu. El pe latură tehnică. El a stat cel mult 2 luni. Eu, iată, fac asta de mai bine de 22 de ani. Și nu te-ai plictisit? Nu. Te prinde. E captivant. Și odată ce ai intrat, da, e malaxorul. Da, exact. Da. Povestește-ne puțin despre ce faci tu la Rock FM. Și spune-mi, te rog, de ce Rock FM? Rock FM. Rock FM e un vis frumos, pentru că să faci radio cu muzică rock, pentru că îmi place și radioul, îmi place și rock-ul, e ceva extraordinar. Oamenii de acolo sunt fabuloși, cu experiență, muzicieni. Mihai Georgescu de la Bere Gratis a fost în postul ăsta de radio, este în continuare Coyotul, este de la Trooper, este Hrubaru, pe care îl admir de ani și ani, Exarhu. Da. Pe care la fel îl admir de ani și ani, încă din vremea în care era la Pro FM. Și, ce să zic, mă simt mic în prezența lor. Sunt personalități foarte mari și cred că ăsta este un atu al radioului, pentru că ai șansa să cunoști foarte mulți oameni, oameni cu experiențe diferite, oameni veniți din zone diferite care au multe lucruri frumoase de spus. Tu ai avut, când ai ales drumul acesta, ai avut un model, un om pe care mi-ai spus că-i admiri pe cei cu care lucrezi, dar a fost cineva care te-a inspirat maximum? Da, au fost mai mulți. Andrei Gheorghe era da, un zeu. Exact.
Exarhul, că tot l-am amintit, Andy Moisescu, cei care veneau din școala asta pro aveau ceva extraordinar. Paul Grigoriu de la Radio România, Cornel Chiriac, metronom. Cred că cel mai frumos compliment pe care l-am primit și sunt de fel o persoană modestă care nu acceptă complimente, nu știu cum să le iau. Dar ăsta a fost, nu știu, ceva care m-a înmuiat. Am primit în primul meu an de radio o poză cu Cornel Chiriac, nu știu cine a trimis-o, și pe spate scria, ești următorul Cornel Chiriac. Nu-mi plac comparațiile, dar aia a fost una care m-a copleșit. Dacă când am simțit că mă plafonez într-un loc, am plecat, pentru că înseamnă că nu mai aveam nimic de spus în acel loc. Mi s-a întâmplat inclusiv la Rock FM. Au fost mici probleme care s-au adunat în timp, nu în radio, ci în viața personală, și am avut acel burnout. Era prea mult, simțeam că nu mai am nimic de dat și am plecat un an. Spus stop. Și ce ai făcut în anul ăla? Mi-am văzut de proiectele personale. Am înțeles. Erau câteva. La unul visam de vreo 18 ani, e pe cale să se materializeze, deși nu știu când, dacă am așteptat atât, mai pot aștepta, pentru că aș vrea să capete o formă mai fluentă, cred, să curgă mai lin. E acel album personal. De care, povesteai tu. Un album conceptual, da. Și mai aveți de lucru la el? Mai este de lucru. Da, crezi că o să iasă ceva fain? Da. Cred, nu știu. Nimeni nu e obligat să rezoneze cu un act artistic. E atât de simplu, e vorba de afinități. Îți place sau nu îți place un lucru? Claudiu, apropo de asta, de muzica rock, pentru că spuneai că îți place radio-ul și în egală măsură, că vorbeam de Rock FM, îți place și muzica rock. Apropo de rezonatul cu un act artistic, un gen de muzică care ne place, care ne atrage, care ne face să ascultăm acel gen de muzică. N-ascult numai rock. Trebuie să stabilim asta clar să te întreb. Limita asta. Ascult jazz, ascult blues. Ce ascult? Ascult rock, evident. Este muzica aceea cu care rezonez eu, firesc, natural. Dar sunt, nu știu, ascult de la pop la muzică populară. Radio n-am făcut întotdeauna cu rock. M-am simțit norocos pentru că în perioada aia a anilor 90 mai scăpam așa cât un Pink Floyd, un Maiden pe posturile locale la care lucram și mă simțeam mândru. Țin minte că înainte de Rock FM am avut o singură emisiune rock, se numea All Time Rock și era undeva în Petroșani. Spre sfârșitul anilor 90 cu Baby Lupșa. Da. Deci ai amintiri frumoase. Da. Era foarte greu să obții informații atunci. Trebuia să te bazezi foarte mult pe asta, așa e. Ce aveai în cap și să debitezi lucruri. Și mai e o chestie foarte frumoasă. De ce mi-a plăcut Petroșaniul, pe lângă zona aia gri și perioada aia ciudată, am prins chiar o mineria de acolo, aveam prieteni frumoși. Iar rock-ul e la mare căutare acolo. Oameni de la care am avut multe de învățat și erau seriile alea de canastă cu prieteni care aveau o cultură inimaginabilă, chiar și pentru cei care au acces în ziua de astăzi la foarte multă informație. Și erau tot felul de legende urbane, născocite sau mai puțin născocite, pe care mi le împărtășeam. Da, și despre care vorbesc oricând cu drag. Spre exemplu, se spune că partea aceea de soloul de chitară al lui Richie Blackmore pe Child in Time ar fi inspirat din ciocârlia și că el ar fi venit în România să se intereseze. Foarte tare asta. Și că ar fi cules. Dar este doar o legendă urbană. Aș vrea înainte să-mi spui despre emisiunea pe care o faci tu. Sunt vreo două. La Rock FM. Una este atunci deocamdată în stand-by. Este un clasament, un top, top 10 Rock FM, care vorbește despre acele vârfuri ale rock-ului din diverse zone. Cele mai bune piese rock din toate timpurile. Cele mai bune voci rock feminine, masculine. Cele mai bune solouri de chitară. Cele mai bune cover-uri. Lista e lungă și destul de ofertantă, pentru că sunt lucruri frumoase de descoperit acolo.
Și mai am Rock Weekend, emisiunea de, emisiunile de weekend, cele de sâmbătă și duminică. Acolo este pur și simplu o emisiune de linie. Vorbim despre lucruri de interes în acel moment și despre latura care îmi place mie cel mai mult, informație muzicală, foarte multă informație muzicală. Pentru că mi se pare mie că asta este cea care contează cu adevărat în lumea rockului. Rockerii sunt avizi de cunoaștere, îmbucurător. Într-o lume ignorantă, rockerii vor să știe ce se întâmplă cu artistul preferat, ce a mai făcut, ce album va lansa, citește, va concerta în România. Evident, evident. Crede-mă că 90% cel puțin se documentează referitor la artistul pe care îl, hai să spun așa, îl idolatrizează. Ascultătorul știe întotdeauna. Se simte din tonul vocii dacă îl minți și nu e corect. Iar mie îmi plac lucrurile făcute cel puțin cu mare corectitudine. Tocmai de asta cred că, mă rog, radioul s-a transformat foarte mult în acești 20 și ceva de ani, de la acel pionierat, de la acea răzvrătire, de la explorarea pe care o făceam la începuturi, descopeream lucruri. S-a ajuns în punctul în care radioul este matematică, oferă ascultătorului cu mare, foarte mare precizie exact ce își dorește. Nu e rău. Dar cred că pe undeva s-a pierdut din profunzime. Da, am acea mică nostalgie a trecutului. Asta înseamnă că sunt bătrân, ceea ce e rău. Te regăseai mai mult atunci? Nu, nu. Te-ai adaptat. Acum, munca este mult ușurată în radio. E foarte multă tehnologie. Atunci trebuia să derulăm casetele cu pixul sau, mă rog, aveam niște casetofoane mai inteligente decât noi care făceau treaba și derulau fix unde trebuie. Era mai mecanic din punct de vedere tehnic. Da. Dincolo era foarte multă libertate în exprimare. Acum e întrucâtva restricționată libertatea asta. Nu mă simt asuprit. Sunt liber să vorbesc despre absolut orice. Dar sunt acei parametri de care trebuie să țin permanent cont. Apropo de ce povesteai tu, de faptul că unele lucruri s-au schimbat, că unele lucruri, la anumite lucruri din ziua de astăzi... Schimbarea e bună. Schimbarea este bună, dar ce voiam eu să te întreb, Claudiu? Uite, ca jurnalist, eu de presă scrisă. Eu am lucrat foarte mult în presă scrisă și ulterior online-ul, pentru că s-a dezvoltat și asta a fost. Simți că tehnologia, faptul că, într-adevăr, cu o simplă căutare pe Google, putem să aflăm despre absolut orice sau aproape orice. Simți că lucrul ăsta, apropo de ce vorbeam și de ce spuneai și tu, sigur că nu este rău, dar crezi că omul a încetat să mai caute, să își dorească să mai cunoască, să mai afle faptul că avem la îndemână tot felul de informații? În niciun caz. Ai un întreg univers la un click distanță. Dar nu e prea singurele... ușor? Dar nu e prea ușor când facil, nu faci ceva da. Și nu muncești pentru acel ceva să obții muncești, acea informație? Depui acel efort de a apăsa un eu mouse. Eu cred că e așa ca și cum când sau o tastă. Cineva la o întâlnire și nu mai ai cucerit-o din prima sau l-ai cucerit din prima și nu mai stai acum să-i mai faci un compliment, să-i mai spui ce frumoasă este. Așa este și cu Google-ul sau cu informațiile de pe internet. Înțeleg unde te duci, în ce zonă, dar îmi place să-i spun persoanei de lângă mine cât de frumoasă este și crede-mă, e frumoasă. Și la exterior și la interior. Nu uit lucrul ăsta. E un motor. Dar nu mă deranjează aspectul acesta. Îți oferă acel univers. Ți-l pune la picioare. Da. Profită de el. Și vei descoperi acel univers și te vei bucura de el. În măsura în care, evident, ai deschiderea necesară. Cred că aud din ce în ce mai des discuții despre diferențele dintre generații. Ni le facem singuri. Ele n-ar trebui să existe. Sunt mulți care spun că noua generație este mult prea implicată în zona de tehnologie, de greșit. Acei copii evoluează, iar noi refuzăm să înțelegem lucrul ăsta. Iar eu mă bucur pentru ei. Pentru că trebuie să aibă doar deschiderea necesară pentru a apuca lucrul ăla și pentru a se bucura de el și pentru a-i vedea amploarea
iar ei profită și noi nu știm să înțelegem. Ar trebui să fim mai deschiși. Cum te-ai descrie în 4 cuvinte? Urât? Hai, nu fi acum. Gras? Dar cu toate astea și prostuți. Permitem să te contrazic, da? În fine. Mersi, ești prea generoasă, ce bei. A, și modest, al 4-lea cuvânt. Păi ai zis de modest, asta n-am mai... Mă, e bine, e bine, dar știi care e ideea? Poate fi și un revers al medaliei la modestie. Câteodată e bine să nu fii modest. Că lăsăm... Nu-mi permit să fiu altora altfel. Care n-au ce să arate, dar care nu sunt deloc modești. Lasă-i să arate. Da? Lași așa? Nu te... Orice om are ceva de spus. Cum ești când te enervezi? Te văd calm așa. Rău. Faci urât? Mă enervez de foarte rău. Rar, dar bine? E un clișeu, dar da, se aplică. Rar, dar bine? Da. Atunci simt că iese la suprafață olteanu din mine. Și dă-te la o parte, nu? Nu. Nu? Da, e bine să nu stai. Îți trece repede? O zi, două. Da, atât te ține. Hai, puțin. Cel mult, da. Care este cea mai bună piesă rock a tuturor timpurilor? Mă omori. Una. Hai, trei. Ți-am zis, mergi pe trei. Mergi și pe 5, dacă. Cașmir de la Led Zeppelin are acel farmec oriental. Nu știu, cred că oamenii ăștia au fost înzestrați cu ceva extraterestru. N-ai cum să cuprinzi creațiile alea într-o singură ascultare. Trebuie să treci de mai multe ori prin ele și descoperi de fiecare dată accente. Hallowed Be Thy Name de la Iron Maiden, pentru că este piesa care m-a îndreptat către lumea rock-ului. A fost printre primele piese rock pe care le-am ascultat, cred că era prin anii 80. Până atunci descoperisem foarte multă muzică pop, descoperisem Eagles, dar aia a fost piesa care mi-a spus da, așa trebuie să sune. Deci aia practic a fost piesa care te-a îndreptat spre... Hallowed Be Thy Name. E o poveste de piesă. Trei, nu știu, să aleg Dio, să aleg Judas. Mă pui într-o postură destul de dificilă. Nu știu, hai să fie ceva neutru. Hai să aleg un cover. Așa. Uite, mai nou. Disturbed Sound of Silence. Super. Sună extraordinar. Da, așa este. Țin minte că piesa asta a fost pusă pe locul întâi în Top 10 Rock FM la cover-uri. Da? Pentru că da, este reușită. Și e o piesă menită să-i contrazică pe cei care spun că, doamne, ziua de azi nu se mai face muzică așa cum se făcea odată. Să fim serioși. Înseamnă că oamenii ăia n-au ascultat destulă muzică. Crezi că muzica rock, partea asta de muzică rock, este așa cum se spune? Sau, nu știu, poate... tu alungi acest mit, din câte am auzit eu. Este mai mult pentru bărbați? Nu, greșit. Muzica rock? Nu, de ce să facem discriminare? Sunt și voci feminine foarte bune? Da, nu, Doropeș. Ann Wilson, de la Heart. Chiar vă recomand să o ascultați, interpretând Stairway to Heaven de la Led Zeppelin. Lansează sau a lansat album cu cover-uri după piese care au influențat-o în cariera muzicală. E o voce profundă, o voce care îți rămâne în cap, cu care vibrezi. Ann Wilson, Kennedy Center Honors cu Jason Bonham la tobe, băiatul lui Bonzo de la Led Zeppelin, un tribut pentru Led Zeppelin. Cred că acel clișeu al vocilor impune o oarecare asprime a vocii în rock. Oricine poate cânta rock. Da. Dar e simpla potrivire a piesei în acel puzzle. Cred că e mai greu să vii, spre exemplu, dintr-o zonă de R&B și să cânti rock, pentru că e vorba de tehnică vocală. Ar trebui să schimbi foarte multe lucruri și e cam greu, pentru că vii dintr-o zonă de confort, ai putea să o iei ca pe o provocare și să reușești să
ridici ștacheta, nu știu, mie mi-ar plăcea, spre exemplu, să explorez anumite zone, dacă aș fi muzician, și să încerc, ar fi o provocare, ar fi ceva care te-ar scoate din cotidian. Și ar fi frumos. Ești adeptul mai mulți prieteni sau puțin, dar buni? Am foarte mulți prieteni. Puțin apropiați. Tot rocker, oameni care ascultă muzică rock, că se spune și că rockerii au un grup, că sunt uniți, că da, sunt... E deranjant oarecum exclusivismul ăsta al rockerilor, pentru că vine, nu știu, un fel de infatuare. Noi suntem rockeri, noi suntem mai presus de ceilalți prin simplul motiv că ascultăm rock. No. Nu achiesez la așa ceva, nu ești de acord, nu, mai degrabă? N-am cum să fiu de acord cu așa ceva. Ascultă mult și vei descoperi lucruri frumoase în toate zonele. O să râzi, dar am prieteni care ascultă manele constant. Nu asta îi face mai mult sau mai puțin oameni. Și da, există și manele. Adică oamenii ascultă. Chiar există? Da. Și serios, acei oameni nu trebuie judecați pentru afinitățile pe care le au în zona asta de muzică. De... Știu, o să-mi primesc multe înjurături. Fiecare om trebuie respectat. Nu contează. Așa cum este, nu poți să schimbi și nici nu poți să gândești sau să alegi tu un loc cu altcuiva. Te-a schimbat lumea asta? O, da. E o diferență între Claudiu de acum și Claudiu, sigur că este, avem alte experiențe, ne maturizăm, ne schimbăm, dar tu, la sufletește vorbind, comportamental vorbind, simți că te-ai schimbat? Da. Mediul, lumea, la asta mă refeream, că așa ne schimbăm toți, evident, invariabil. Este o cultură sau o subcultură, cum sunt multe altele. Te formează și te definește, îți deschide constant apetitul către acea zonă și explorezi în mod constant acea zonă și, da, la nivel comportamental capeți un oarecare echilibru. Atenție, asta nu este numai în zona de rock. Poate să fie în zona de jazz, poate să fie în zona de muzică clasică, poate să fie în zona de manele și așa mai departe. Normal, e... Te modelează într-un fel? Da, pentru că e un tipar, dar rock-ul vibrează el în sine cu anumite aspecte ale vieții. Te face să analizezi anumite lucruri, te duce în zone care au cel puțin tangențial legătură cu rock-ul, adică motociclism, tatuaje, și strângi, cred că cele mai frumoase lucruri pe care le-am strâns în viață au fost poveștile ale mele sau ale altora, pentru că fiecare om are o poveste în spate. Așa este. E un exercițiu, încercați să descoperiți ceva în omul de lângă voi și o să fiți surprinși. Uneori s-ar putea, în mod plăcut, să fie exact contrariu a ceea ce crezi de la început, dacă da, mă refeream. Evident. Că s-ar putea să-l percepi într-un anume fel. Societatea, din păcate, pune etichetele astea. Ești rocker, ești satanist, ești tatuat. Serios. Aici e grav. Pentru că există o lipsă majoră în societate. Descoperită, iată, în momentele astea de criză. Toleranța. E ceva de nedescris. S-a polarizat totul cu referendumuri, cu colectiv, cu... Se găsesc aceste mici chichițe de care ne agățăm și cel care este diferit trebuie călcat în picioare. E de necrezut violența asta. Da, care devine mult mai mare și la nivel de rețele de socializare, de foarte multe ori. Exact. Păcate foarte mult, da. Exact. Și ura, și violența, și rasismul, și tot ce ține de lucrul ăsta. Ar trebui să uităm cuvintele astea, să le scoatem din dicționar, să învățăm altele mai frumos. Așa este. Așa ca o glumă. Știi care sunt cele mai frumoase două cuvinte din limba română? Care? Bej. Și turcoaz. Au așa o... O rezonanță. Da.
Plus că sunt culori. Culorile frumoase nu deranjează pe nimeni. O întrebare acum mai așa în zona noastră a femeilor, ca să spunem așa. Știi că sunteți un mister. Un mister. Nu l-ai decriptat până acum. Nu. Nu? Nici nu încerc. Nu? Nu. Deloc, deloc, deloc? Deloc, pentru că sunteți frumoase, sunteți inteligente și nu. E de ajuns pentru mine. Doar. E. Site-ul nostru, site-ul Zaina, este un site în care încercăm să vorbim despre femei, despre ce le place, despre partea de... Chiar așa, ce le place femeilor? Stai, ca să te întreb eu pe tine. Stai puțin. Okay. Stai, nu-mi lua întrebarea. Tu, ca un cunoscător al frumosului... Al femeilor, da? Ce le place Claudiu femeilor? Asta era întrebarea pe care o aveam eu înainte. Da. Se mulțumesc așa cu... Nu. Nu. O femeie nu poate fi mulțumită niciodată. Sau cu greu poate fi mulțumită. Dar asta e îmbucurător, pentru că ne face pe noi bărbații să luptăm mai mult pentru voi. Și, bine, adesea ne simțim îngenunchiați de situație. Simțim că ducem toată povara asta pe umeri. Aoleu, dacă nu i-a plăcut, ce ne facem? Te întreb, tu ai întrebări din astea? Am. Pare așa mai dur, mai... Da. Da? Nu sunt dur. Sunt dur cu cei care sunt duri cu femeile. Foarte bine. Foarte bine. Altfel nu. Apropo de femei. Frumusețe, grație, dar... Multă grație. Întreb și eu un bărbat. Ce face o femeie să fie frumoasă? Cu adevărat frumoasă. Dincolo de farduri, de faptul că o femeie aranjată este o femeie frumoasă, așa cum ai spus și tu. Fiecare om are ceva bun, ceva frumos și e valabil. Ce face o femeie? Cum te cucerește pe tine o femeie? Sunt un caz mai aparte. Originalitatea, cred. Modul în care se exprimă nu mă va cuceri neapărat cu fizicul. E o carcasă trecătoare. Sau cu tencuiala. Sau nu. Cu... nu. Dar la prima vedere te izbește așa. Da. Dar să presupunem că se ajunge în punctul în care se deschide o conversație. Acolo e mai greu. Cade tencuiala. E cu tremur. Contează ce este în interior, câtă frumusețe a strâns pe interior în toată viața și asta se vede, se simte, devine palpabilă. E dansul ăsta al punctelor sociale, știi? Modul în care se mișcă, modul în care îți vorbește, modul în care privește. Modul în care privește viața. Ce puncte comune aveți? Corect. Acel je ne sais quoi, cum spune francezul. E oui. Quelque chose. Ça c'est très joli. Mai am o chestie pentru tine, un chestionar. Păi nu, asta am făcut până acum, n-am răspuns întrebările. Acum este un chestionar în 10 puncte. Punglovit. Okay. Chestionarul lui Rapid. Bernard Pivot. Oui. Sunt puține întrebări, dar... ne ajută să ne facem așa o părere despre cum este omul ăla, chiar și la suprafață, așa că până la urmă nu poți să cunoști un om. Îți trebuie mult timp, după părerea mea, ca să poți să decriptezi un om. Dar sunt câteva lucruri care pot fi relevante pentru ceea ce este un om. Okay. Claudiu, care este cuvântul tău preferat? Turcoaz. Care este cuvântul pe care îl detești cel mai mult? Roz. Care este plăcerea? Aoleu. Mâncarea. Se vede. Prăjiturile în mod special, ok? Care este sunetul, zgomotul tău preferat? Zgomotul preferat. Valurile mării. Sau frunzele pe care calci toamna. Sau foșnetul ăla special. Înjurătura preferată. Nu pot să spun. Nu poți. Bun, bine. Trecem. Bip. Bărbatul sau femeia pe care... i-ai dori să apară pe o bancnotă? Lemi? Ce meserie n-ai practicat niciodată?
Ginecolog? În ce animal sau plantă te-ai reîncarna? Ai dori să te reîncarnezi, dacă, sigur, dacă crezi în lucrul ăsta. Mâna Maicii Domnului, miroase frumos. A, foarte fain. Când o să ajungi în rai, eu îți doresc să ajungi și peste multă vreme. Nu există. Știi asta, nu? Ce ați dori să vă întrebe Dumnezeu? Ce ai dori să te întrebe Dumnezeu? Și ce l-ai dori să-L întrebi? Dacă nu crezi, nu trebuie să răspunzi. Sau, nu știu. Cred că Cristi Nițu de la Kiss FM a avut un punct de vedere foarte mișto în zona asta, pentru că a spus, ce faci dacă ajungi în fața lui Dumnezeu și te va întreba, ei, cum a fost în rai? Ăsta e raiul, cel pe care ni-l facem noi, sau iadul după caz. Nu e dincolo, e în noi, e lângă noi, e în lucrurile bune sau rele pe care le facem. E atât de simplu.